târziu. Vrei? Hai să zicem împreună. Câte vrei să pui? Spune tot numai. Nu pot. Pentru că nu pot să spun. Pentru că dacă dau un număr la întâmplare, știu că nu o să meargă. Nu, că adaugi pe ăsta. Și când adaugi pe ăsta, îți face după nevoie. Aici e șmecheria, ca să nu... Acum ți era viteza maximă, că tu faceai un calcul înainte, acum era obositor. Dar acum pun la întâmplare, îți vezi că merge. Cum duc eu. Câte vrei să pui? Zi. 25 care erau și mai pui încă 7 sau 8? Nu. Da, câte? 25. 25 e prea... Se repede, pe seama. Nu. Pune 23. Hai. Nu. Cât? Pentru că am deja un număr. 17 pune. Hai mă, spune ceva așa, că nu sunt cu numere exacte. Spun 10. Altul. 17. Hai mă, ca să eu fac. Mă ajut și tu. 17. Aici. 25 și 17. Adăugate. Și 25 care erau. Și mai pui 17. Așa. Și uite așa până la capăt. Erau 25. A, nu, cât îi lași liber, să-mi înțelegi? 4. Ultima o pun. 25 și respectiv 17. Care s-au adăugat. Da, acum pe astea goale, 1, 2, 3 și 4. Bun, goale, 4 sunt astea. Baze goale. Și acum, hai să vedem ce ai scos de aici, din bazele astea goale. Cât ai scos? Am scos 100. Corect, 100. Și 100 nu cred că se împarte. Nu, păi vii cu astea. Vedem acum ne gândim. La 17. Deci trebuie să faci echipă de 17. Dacă faci... ia să vedem, am deja 100. Cam de 17 în câte pui tu? Câte 17, 17. Cam câte grupe faci cu 17? Ar fi vreo 5 grupe? Ia să vedem cât faci și 17, 5. Nu trebuie să mai calculăm. Deci. Am eu deja o idee. Zim? 17 de 2 ori va da 21. 17 de 2 ori? De 2 ori 17 cât face? 24. 34. 30? Am 34. Deci 2 de 17 fac 34. Bun. Ceilalți 2 ia 34. Acum pot să vă dau răspunsul. Mă, puteți? Zim. Pot să vă spun câte flori rămân? Pot? Cam câte vaze poți să pui tu? Hai să vă lasă-i vreau să văd eu. Cam câte vaze cu câte 17 completezi. Aici am 2 și 2. Și cele 2 și cu 2 au făcut 4 vaze. Mai încap pe ori un 34. Că 34 și cu 34 îi fac aici. Deci 2 au făcut... Mai încap chiar încă 2. Chiar încă 2. Cred că ai dreptate. Adică un 34, adică 17 plus 17, așa, fac aici un 34 și în total cât fac aici? 6 vaze, că 4 aici cu 2 aici, 60 și cât fac aici? 34 și 34 fac 64, cu 34, 64 își face cât aici? 4 și 4, 8. Gata. Nu, dar nu-i bine aici. 34 și 34 nu fac 64. Uite ce prostii spun. 68. 68? Sigur că da. Ai promis că nu mă lași să păi. Vă dau. Rămân acolo. Deci cât fac? 8 și 4 fac 12. Nu? 12. Dar trebuie să calculez. Calculez acum. Cât fac 64? 34 cu 68, da? 34 plus 68. Ne facem. 100? 111. 100? Nu, cred că 102. 12. Cum, 4 și cu fac 12? Da. 2 scriu și 1 îl păstrez. 31 fac 4 și cu 6, 10. 102. 102. 102. Și dacă fac 102, Tu ai 100. Cât ar mai trebui pusă? Trebuie să vă spun eu. Zi-mi. 17. Nu. Hai, că ești tare dacă spui. Cincisprezece? Nu. 17. O, dar așa e. Am 17. Sigur? Măi, dar eu am 100 și îmi trebuie 102. Cât mai mult? 2. Păi 2, mă. Alea 20 cu 100, fac 120 și mă pierd în parte. Dar 2 sau alt număr, imediat următorul? 2. Sau pe 2. Nu? Sau? 17. Păi 17 le-a puse peste 2, ca să mai pui într-o bază? 19. 19. Sau? Deci 19. Sau? 33. 19. Sau? Plus 17. 19 plus 17. 36. Sau, încă 7. Da? Deci tot asta e cuanta. Deci ai văzut aici, nu trebuie să te strofoși ca să spui, dau mai târziu. Ai zis că te golești, ai zis 4, ai făcut 100. Și acum te-ai interesat câte 17, să te apropii de 100. Și când acolo să te apropii ca să vezi în câte faze pui, 102. Opa, o depășit. 102, mă trebuie 2. Ca să faci lângă 100, 102 și să pui în câte vaze? În 6 vaze am vorbit noi. Câte 17. E foarte tare. Și dacă nu vrei să pui în 17 vaze, în 7 vaze mai pui încă un 17. Și uite așa, am făcut această problemă. Ce înțelegi tu aici din discuția noastră cu tată? Că aici poți să pui la întâmplare, nu ai nicio treabă, cât mai pui la întâmplare, cât te golești. Nu la întâmplare. La întâmplare și la cât te golești. Tot la întâmplare. Și le faci repede cât ai aici și de acum te întâlnești, te întrebi câte vreau eu să pun, câte 17, ca să împarte exact. O 17, o 13, vezi câte... Și te zici, de când în câte vaze am și urmă, câte mai trebuie fără. Și câte așa îi da drumul la problema asta foarte importantă. Așadar, haideți să răspundem acum la problemă. Punem numai 19 aici. 17 și cu 2. Și răspunsul corect este că avem 6 vaze la 102 și cu una 7 vaze. Deci răspuns corect 7 vaze. Vaze și cu 4. Uite-te aici că era să greșesc. Dumneavoastră îți greșești. Eu, dar... A fost vorba că noi suntem singuri aici. Nu mai este mama, nu mai este nimeni să ne ajute. Dar eu eram în urmă. Da, înțeles. Am să scriu. Așa. 7 plus 4 egal cu 11 vaze. Și câte flori? Florii mă interesează. Timpul s-a dus? Da. 34 ori? 34. Ori? 7 vaze pline, nu? Ori 7. Așa? Și zice 7 ori 4. 7 ori 4, 28. 8 și 2 reține. 7 ori 3, 21 și cu 2. 23. 23. Și atunci avem 238 de flori. Nu 23. Cum vă arăt bine, mă? E bine, nu? Da. Bine. Așa. Deci 238 de flori. 238 flori. Să le spunem prietenilor noștri că sperăm că au descoperit tehnica și să le zicem să ne sune și să spună că au compus și ei problemele acestea. Cu flori sau altfel îmbrăcate. Important este rămână atâtea ce fac, care algoritmul. Deci câte punem, n-are importanță. Doar spune, răspunsul ne-au rămas atâtea deoparte, mai târziu îl dăm. Câte mai adăugăm, n-are importanță. Important este să spunem cât rămân goale acum. Când rămân goale, înseamnă că cele de sus, câte ori fi fost, le mulțim cu numărul lor, găsim astfel numărul de flori care se eliberează și mai adăugăm atâtea încât să se împarte exact la numărul celor pe care le adăugăm. Așadar, dragilor, încă o dată v-am arătat cum anume merg aceste probleme. Faceți finalul. La revedere! Da. Așa. Să nu uitați de like și share. Așa. Și să vă abonați la Prof Online. Așa să facă. La revedere! Băi, și să spun la prietena, mai uitat de chestia. Prieten, tu și spune tu, vecin, că merg pe stradă și... La revedere! La revedere!